Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu o etalare pentru cei născuți în zodia Leului pentru luna iunie 2019 sau mai exact pentru cei care aveți Soare, Lună, Venus, Ascendent în Leu. Am amestecat cărțile, toate seturile de cărți, dar înainte să încep etalarea vreau să vă arăt un mesaj, niște cărți care au sărit, probabil un mesaj de transmis pentru cineva. Unii dintre voi treceți printr-o perioadă de curățare, de trezire spirituală și de curățare energetică. Și poate unii aveți de-a face cu un săgetător sau un scorpion sau persoane cu planete în aceste zodii sau aveți planete în aceste zodii. Sau Jupiter și Pluto creează un aspect mai special în harta voastră natală. Ideea este că, și sper ca unii dintre voi, într-adevăr, să investiți mai mult în transformare, da? Că asta înseamnă moarte, transformarea voastră spirituală. Să vă echilibrați emoțiile, să vă curățați chakrele, să vorbiți cu îngerii voștri, să faceți afirmații, să încercați să manifestați o viață mai curată. Și aici poate ar trebui să vorbesc eu mai mult despre anumite lucruri care poate unii dintre voi nu le știți. Cred că unii dintre voi simțiți că se apropie un moment important în viața voastră, că simțiți că ați fost avertizați, voi știți, și începeți să lucrați la vindecarea voastră sufletească. Da? Temperanța reprezintă și vindecare. Și lângă această carte foarte intensă, e bine. Poate că ați trecut prin niște dureri extrem de profunde. Da? Dar temperanța amintește faptul că vă vindecați. De fapt, teoretic ar trebui să le pun așa. Pentru că este atât de puternică această carte, arcană majoră, este energie spirituală. De fapt, toate arcanele majore sunt energie spirituale, care se manifestă uneori în 3D. Cred că unii dintre voi vă transformați intens. Au mai sărit niște cărți și trebuie, am simțit, am stat așa în dubiu să vă arăt, să nu vă arăt, că erau cam multe, dar un mesaj pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Au sărit aceste cărți. Și având aici leul și fecioara, care de fapt ce reprezintă? Reprezintă puterea. Simt că e un mesaj pentru unii dintre voi care trebuie sau au trebuit în ultima vreme să-și descopere o putere specială. Poate, într-un context în care ați fost lăsați de izbeliște, ați fost lăsați fără ajutor și asta pentru că există și eremitul. Dar această situație de singurătate și de criză specială, financiară, emoțională, spirituală este, a venit în ajutorul vostru să vă oblige să vă găsiți niște răspunsuri, să vă găsiți lumina cu eremitul și puterea. Eu zic că ați început, ați avut mai devreme și temperanța și moartea, da? Ați început să vedeți lumina într-o situație care inițial părea dramatică, da? Dar ați avut puterea să rezistați, să mergeți prin frig, prin boală, prin ce-o fi fost, da? Și ați început să primiți răspunsurile pentru că nu ați mers oricum. V-ați conectat la ce aici e o biserică. Avem și eremitul la spiritualitate. Avem și infinitul deasupra femeii, da? V-ați găsit un partener foarte bun. Poate îngerii voștri, pozitori. Nu neapărat o persoană anume. Prietenia cu voi înșivă și cu ființele divine care sunt în preajma voastră ar fi mare lucru să fie așa cum simt eu. Pentru unii dintre voi, singurătatea asta poate să fie din partea unei fecioare
sau care v-a fost, v-a hrănit într-un anume fel, dar există niște secrete în această poveste. Există niște secrete. Avem și regele de monede. Asta confirmă că poate unii dintre voi aveți de-a face cu o fecioară, cu un taur sau cu cineva în semn de apă, pești sau rac. Posibil și scorpion, pentru că a fost și moartea mai devreme. Teoretic, ați fi dumneavoastră într-un context. Repet, fecioară, pești sau rac, și aici este confirmată cartea de două ori, și taur, dacă ar fi să ne fixăm doar pe zodii. Eu știu cine ar putea să fie aceste persoane în viața voastră. Ideea este că aceste cărți se pot interpreta în multe feluri. Posibil și altfel să interpretez. O persoană în semn de apă are niște secrete cu o persoană în semn de pământ, taur. Da? Taur, mai mult sau mai puțin, poate să fie și fecioară, pentru că avem monede și aici și avem și eremitul, da? Au niște secrete. E o situație pe care voi nu o vedeți în totalitate. Poate că totuși o simțiți, pentru că vă simțiți lăsați de izbeliște. Și aici sunteți voi. Trebuie să vă ridicați deasupra impulsurilor. Poate unii dintre voi sunteți geloși și trebuie să vă calmați și să vă concentrați pe creșterea voastră spirituală. Deci sunt multe feluri de a interpreta aceste cărți. Încercați să vă luați mesajul așa cum simțiți și cum rezonați. Da. O să pun cărțile la loc pentru că acestea doar au sărit în timp ce amestecam setul de cărți și voi continua etalarea așa cum v-am învățat și până acum. Doar să le pun un pic. Leu, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Leu, iunie 2019. Ok. Acum, aceste cărți sunt amestecate. O să le tai în fața voastră, da? Soare, Lună, Venus, Ascendent în Leu, iunie 2019. Ce avem pentru iunie? Ce aveți? 4 similar, 4 lui de monede. Ați avut și 5 de monede. Unii aveți probleme financiare. Sau din cauza unei persoane în semn de pământ aveți aceste probleme financiare. Este săracul, zgârcitul, mai bine zis. Și ceea ce nu vă reprezintă pe voi deloc. Leii sunt foarte generoși. Totalitate. Frumos. Totalitate. Teoretic ar trebui să fie 5 de bâte. Dar aici este exprimată această carte clasică prin acest cuvânt totalitate. Imediat. Oh, ce frumos! Ăsta e regele de bâte. E semn de foc, alt semn de foc. Creatorul. Aceștia trebuie să fiți voi. E clar. E clar. Ce mă bucur. Wow! Și regina de bâte. Sharing. Împărtășirea. Împărțirea bucuriilor cu cineva. Fantastic, ce frumos. A început oarecum trist, dar terminați frumos. Sper din tot sufletul să fie de bine. Vai, ce frumos. Armonie, 10 de cupe. 10 de cupe, în spate aveți 9 de monede, adică un moment în care trebuie să culegeți roadele unui proiect în care a trebuit să investiți multă răbdare. 7 de monede, 9 de monede, da. Poate. A trebuit să-l țineți ascuns. Poate e mai bine să-l țineți ascuns, să nu vorbiți despre el, pentru că, da, uneori atragem invidia, gelozia oamenilor. Și asta pentru că, în ultima vreme, lucrurile au început să se schimbe sau vor începe să se schimbe dacă n-au început. Este 10, este roata norocului. Roata norocului.
Trei de monede. Ați primit un ghidaj de undeva, s-au amânat lucrurile într-o direcție în care ați luptat foarte mult, dar totuși ați primit un ghidaj. Poate ați început să cooperați cu cineva, dar eu simt în această carte că v-a fost dat un ghidaj divin din partea cuiva. O persoană jupiteriană, că aveți roata norocului, ați avut și luna, ați avut și regina de cupe și eremitul și... Bine, nu vreau despre Remi să spun, vreau să zic că Luna și Regina de Cupe simbolizează o persoană în semnul peștilor, deci guvernat de Jupiter. Ați avut și Temperanța, care este săgetător guvernat de Jupiter. E o chestiune legată de o persoană spirituală în viața voastră care vă ghidează, vă ajută. O prietenie frumoasă, zic eu. Dacă nu, poate pur și simplu acest Jupiter v-a ghidat de acolo, de unde este el. Prin mesaje divine și v-a ajutat să rezistați într-o direcție. Ați crescut cu răbdare, ați crescut. A trebuit să țineți secret, că na, unor trebuie să ținem secret, am zis. Și în curând, veți avea o bucurie. Armonia aceasta simbolizează 10 de cupe, bucurie maximă. Și aveți cărți care arată o creștere, o transformare. De la mizerabilul, de la zgârcitul, de la sărăcăciosul, da, din imagine, care de fapt nu e sărăcăcios, are mult potențial, are venituri, are moșteniri, poate, pe care nu vrea să le împartă cu nimeni. Și după acest mizerabil, să zic, aveți totalitate. Ceea ce am spus clasic ar fi 5 de bâte. 5 de bâte e un conflict cu voi înșivă adesea. Dacă ar fi așa, cum zic eu, simt și după cum arată și cartea, simt că unii dintre voi a trebuit să faceți niște giubuș lucruri în viața voastră cu partea voastră creativă. Cu partea voastră creativă. Și să învățați să manifestați succesul, pasiunea, sporul din interiorul vostru. De-aia poate a trebuit să țineți secret un proiect, da? Aveți aici, da? Răbdare, o femeie gravidă. Trebuie să țineți secret. Poate în septembrie se va întâmpla ceva. Veți culege roadele acestui proiect la care ați lucrat, lucrați în continuare. L-ați început cu foarte puțin, probabil, unii dintre voi, dar cu multă imaginație, cu forța aceasta creatoare imensă pe care o aveți, ca semn de foc, ca și reprezentant al casei a cincea, a creativității, guvernat de soare, da? Ați reușit să generați ceva, în primul rând, să ieșiți dintr-o stare de stagnare. 4 de monede e fix, e o energie fixă. Să ieșiți prin mișcare, chiar prin conflictele interioare, v-ați găsit niște idei, ați descoperit niște lucruri care v-au dat elan și ați mers un pic mai departe. Poate, la un moment dat, niște prieteni. 5 fiind casa a cincea creativității și a copiilor. Poate niște prieteni v-au ajutat într-un fel sau altul. Dar, dacă nu au fost prieteni, cred că cel mai important este să vă împrieteniți, cum am spus mai devreme, să vă împrieteniți cu voi înșivă. Să nu mai fiți în conflict și să generați idei, energie, chiar și în condițiile aparent mizere. Și atunci da. Și arată imaginea cum această persoană se conectează la soarele interior și crește, crește până unde? Până la regele și regina de bâte. Ăsta e un cuplu de forță. Că sunteți voi cu încă cineva pasionali în ceea ce faceți, împărtășiți creativitatea și soarele ăsta și focul și pasiunea și tot. Că sunteți voi în totalitate, adică
În această situație specială de criză, ați descoperit că puteți avea și masculin și feminin în voi și este minunat, este minunat. Și asta va aduce ce? Armonie, da? Fericirea, zecele de cupe. Probabil și abundența, 9 de monede. După ce ați muncit, repet, în secret ați avut răbdare, pentru că acest Jupiter a venit cu niște schimbări și niște ghidaje în viața voastră. Da? Ghidaje divine. Vedeți că sunt aripi. După o situație în care a trebuit să amânați lucruri multe, să vă luptați cu singurătatea. Dar singurătatea a fost ca să vă ascultați vocea interioară, să vă conectați la intuiția voastră și nu doar iar avem la sursă, la soare. Acesta este soarele. Și să ardeți niște dependențe, condiționări, da? Asta e diavolul, e similar diavolului. Cam aceasta ar fi prima citire pentru cei născuți în zodia leului, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Leu. Haideți să vedem următoarea. Mai amestec un pic. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Leu. Iunie. Da, cred că ieșiți din starea aceea de sărăcie, de boală pentru unii dintre voi, de singurătate. Leu. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Leu. Iunie 2019. Ok. Energia centrală. Nine of Wands. 9 de pute. 9 semnului Jupiter, numărului Jupiter, săgetător, mai mult sau mai puțin. E semn de foc. Puteți fi dumneavoastră. Puteți fi dumneavoastră. Răniți, trecuți prin multe. Dar, încă în picioare, poate puneți un zid în jurul vostru, un zid de protecție, că nu degeaba punem ziduri. Când întâlniți o persoană care e super precaută și pune ziduri, nu mai judecați. Bine, nu e vorba musai despre voi, despre toți cei care ascultă. Înseamnă, ar trebui să înțelegem că persoana respectivă a trecut prin foarte multe și are motive să-și pună aceste ziduri. Și cu răbdare și cu dragoste putem trece dincolo. Acum, eu știu, sunteți voi. Vă apărați teritoriul, sunteți teritoriali și mi se pare normal. Leii sunt teritoriali. Provocarea, judecata, judecata, provocarea este să renașteți. Și cum să renașteți? Fiți atenți, dragii mei. Nu în durere, nu în suferință, nu să vă gândiți tot timpul la fostele experiențe, fostele dureri, lupte, ci să renașteți ca o ființă nouă, să uitați tot, că asta înseamnă renaștere. Ați avut și moarte și temperanță, vindecare, da? Și mai mult, să vă ascultați vocea interioară, să vă ascultați, să ascultați ce vă șoptesc îngerii în somn, poate într-o plimbare, prin vânt, prin soare, prin flori, prin tot. Vă șoptesc ceva, aveți o misiune și poate dacă stați așa și blocați lucrurile, nu e bine. Rămâne să vedem cum se așează lucrurile, dar aveți o misiune, aveți temperanța și moartea. Reînviați iar la o nouă misiune, temperanța este o misiune spirituală. Este un arhanghel, e un înger, da? Trecutul îndepărtat, turnul, ceva s-a dărâmat în viața voastră, ori o relație, ori un fel de a gândi și e bine dacă se dărâmă un fel de a gândi. Chiar dacă la începutul situației lucrurile par confuze și nu găsiți soluții, cum a fost mizerul, da? Mizerabilul. Nu găsiți soluții. Vă gândiți că sunteți sărac și nu aveți de unde, dar nu. Focul e în voi. Turnul este separare, e un eveniment neașteptat, este o deconstrucție, dar totodată poate și atacarea ego-ului vostru într-un fel sau altul. Divinitatea vă cheamă la o trezire. Avem Uranus, avem trăsnetul care luminează, asta face.
Trecutul apropiat, regele de băte, puteți fi voi, poate fi un alt semn de foc, mai mult sau mai puțin e obligatoriu să fie semn de foc. Poate a fost o aventură, mai mult sau mai puțin, pentru unii dintre voi. Poate acest turn, acest eveniment neașteptat, pe unii dintre voi va ajuta să vă regăsiți cavalerul din voi, pe care poate l-ați uitat. După cum vedeți, energiile sunt de foc, dar sunt foarte diferite. Acesta e obosit, rănit, vai de capul lui, săracul, de-abia stă în